la el, iar tu, cât timp îl pornesc, tu trebuie să respiri profund, bine, să inspiri și să expiri fără să vorbești, dacă altfel o să-mi dea eroare. Bine? Ok. Ține ochii închiși,
Exact. Vreau să știi că nu am văzut nimic în regulă cu ochii tăi. Da, decât că sunt foarte frumoși. Exact. Acum am niște discuri cu diferite culori. Da, vreau să îți fac un color test. Un test de culoare. Vreau să văd dacă nu ești cumva colorblind. Da, colorblind înseamnă dacă vezi un pic culorile diferite de restul celorlalți. Da, de restul celorlalți. Ei bine, o să ți le arăt pe rând. Da, tu trebuie să-mi spui ce culoare vezi, ok? Și o să ți le arăt și invers după. Bine? Ok. Deci, primul, vreau să-mi spui ce culoare este. Da, roșu, perfect. Al doilea, albastru, perfect. Al treilea, verde, foarte bine. Dar acesta este un pic diferit de roșu. Roz. Dar acesta, verde din nou, perfect. Acum vreau să-mi spui ce culoare are discul acesta. Galben, perfect. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Da, este un portocaliu spre roșu, nu? Da, exact. Și acum o să ți le arăt și în sens invers, bine? Ok. Deci vreau să-mi spui ce culoare are acest disc. Roz. Ok. Dar acesta, galben, perfect. Acesta, da, verde. Dar acesta, roșu, perfect. Vreau să știi că nu ești colorblind. Da, știi foarte bine culorile. Da, și chiar dacă ai fi fost, nu se întâmpla nimic. Da, exact. Și ultimul, dar nu cel din urmă, test. Vreau să-ți verific scalpul, este în regulă. Dacă vreau să văd dacă ai mătreață sau poate chiar și mai rău. Bine, să știi că în ultimele cazuri ale noastre nimeni nu a avut niciun donator, să zicem așa. Da, și nici mătreață. Deci e pe mai bune. Da, îmi permiți? Ok, deci mai întâi o să vreau să mă uit aici unde este cărarea ta. Da. Perfect. Nu văd deloc mătreață. Da, ba din contră, văd că ai un scalp foarte curat. Ok, de câte ori te speli pe cap? Ok. Da, și cu balsam. Da, să știi că e foarte bun balsamul. Da, îți face părul mult mai mătăsos. Da. Asta văd și aici. Da. Bine, nu balsamul de rufe, că știu că există și balsam de rufe. Da, da, da. Să văd și pe partea de asta și sus de tot. Da, 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 da. Să văd că nu cum am părți asta, să văd. Nu, nu văd nimic. Aici în partea asta o dată. Și aici. Da. Wow. Deci aici cel mai curat scalp pe care l-am văzut vreodată. Da, și să știi că la noi au venit foarte mulți clienți în fiecare zi, fiind clienți noi. Da, exact, vreau să știi că ai scalpul foarte, foarte curat. Și văd că ai un păr foarte mătăsos. Exact, unele persoane au părul foarte, foarte, foarte tare. Dar văd că tu ai părul foarte mătăsos. Deci, părul foarte curat, mătăsos, chiar extra mătăsos, dacă îmi permiți să spun. Da, și fără mătreață sau dăunători. Perfect. Cam acesta a fost examenul general. Da, sper că ți-a plăcut la noi, la spital. Da, dacă mai neclarități, poți să revii, da, la mine. Da, să știi că eu sunt aici marți, vineri și duminică, pe la orele 21:30. Da, și vreau să știi că nu ai de ce să te îngrijorezi. Toate, toate, toate testele pe care le-am făcut astăzi au ieșit foarte bune. Da, exact. Cu brio ai trecut peste toate. Exact. Să știi că te mai aștept pe la mine. În caz de nu ești abonat, poți să apeși pe butonul de subscribe și să și apeși pe